Aveați până în 30 de ani în Revoluție. 29 de ani. 29, da. Ați simțit securitatea pornele dumneavoastră vreodată? Nu la modul... Nu la modul de a simți fizic sau... Nu. Nu. Dar în mod cert am avut pe urma noastră oameni care ne supravegheau. În mod cert au fost chiar și din grup oameni care dădeau extemporale, clar. Deci. Au fost și momente când am fost întrebați de organe. De unde ai avut... banii ăia, de unde ți-ai luat tare? Știau de pe ce raft ți-ai cumpărat vlogul cu tare, video cu tare, dar statutul nostru din momentul respectiv nu ne dădea teamă că se poate întâmpla ceva. Pentru că nici n-am, ce făceai? Luai și cumpăreați ceva. Da, luai un bănuț de ei, îl duceai dincolo și îți faci cu o haină, o video. Asta a fost cam singurul beneficiu ca fotbalist? Nu, în primul rând, cel mai mare beneficiu e perioada, viața pe care am dus-o în perioada aia, din punct de vedere, știu, spiritual, sufletește. Poate cuvintele sunt puțin mari, dar e un lucru extraordinar să faci ceea ce îți place și să, chiar dacă n-am ajuns la performanțe extraordinare ca și jucător, pentru că erau și vremuri în care era greu să un Brașov să treacă peste Steaua, Dinamo, Victoria, Craiova, Moreni. Dar atâta timp cât te băteai de la egal la egal, când în tribune aveam aproape permanent, de la 10.000 în sus, am avut 40.000 pe municipal, meci de meci. Ce satisfacție mai mare era decât să joci, să ai suporte lângă tine, făceai un rezultat bun, ieșai pe stradă. Sunt sentimente pe care jucătorii de acum nu cred că le... Nu cred că le au. Era mai ușor atunci să fii fotbalist? Adică aveai deschideai mai ușor ușile ca fotbalist? Păi bun, atunci le deschideai cu relație, uh-huh. Acum le deschizi că ești renumerat mult mai bine. Și ușile sunt cam acele aici. Numai că venea chestia asta, deci ieșai pe stradă, toată lumea te cunoștea, de la ala din bloc, de la blocul vecin, pe stradă, pe... Și era așa o plăcere când lumea te saluta cu respect, cu... Nu era de avantaje de-astea mărunte, de... simțeai la suflet așa că ți-e bine. Plus că aveam posibilitatea să obținem, știu eu, o aprobare de mașină, o casă bună, o... No, mă rog. Când erați fotbalist, era și angajat la... Da, zi, păi da, așa era... Obligator. Toți eram angajați la uzină, la Steagul, în principiu la Steagul. Și luam niște salarii undeva la limita de sus a ceea ce se putea. Și plus ce mai luai de la club când era... Salarii, indemnizații, prime... Nu, salarii nu erau de la club, salariile erau de la uzină. Și de la club erau indemnizațiile oficiale, da, care erau micuțe așa ca și valoare. Dar erau prime de joc, care puteau să fie bune, foarte bune, excelente. Depinde de salarial, în perioada era bun. Oricum câștigam de câteva ori mai bine decât un muncitor de normal. Ba, și efortul era mare, că și efortul fizic propriu-zis, plus că în perioada aia se făceau cantonamentele aia spartane și noi l-am prins un lucru bun, zic eu, pentru noi, pe Dumnezeu să-l ierte, pe Costică Ștefănescu. Și omul lucra în perioada aia foarte profesionist. Am înțeles, ați discutat cu colegi de-ai mei și da, cred că v-au spus același lucru. Un tip profesionist până la limita de sus. Și stăteam foarte mult în cantonament. Cantonamentele de pregătire durau 18-20 de zile. Păi programul unei săptămâni în timpul campionatului era așa. Duminica jucai meciul, da? Lunea rar aveam liber. După amiază ne chema la stadion, la o saună, la un bazin, sau cei care n-au jucat la antrenament. Marți două antrenamente, veneam la 10, 9 jumate și plecam seara la 7, la 8. Între antrenamente dormeam la stadion, mâncam, ne odihneam, al doilea antrenament. Miercuri veneam la 9 jumate, plecam la 1-2, antrenament, masă, plecam, aveam o jumătate de zi. De joi dimineața veneam la 9 jumate la antrenament. Și intram în cantonament și mai ieșeam duminică seara. Deci cât aveam liber? O zi? Două jumătăți de zi plus lunea.
Deci și efortul și sacrificiul era mare, dar n-am simțit că nu, atunci nu erau atâtea lucruri care să te atragă în afara fotbalului. N-aveam tentații, n-aveam telefoane, n-aveam deci, internet. N-aveam fotbalul era, cum să zic, preocuparea supremă. Nu era internet, nu era cablu, nu era... Bine, noi aveam video și ne aduceam casete, ne mai uitam la asta. Sau să mai juca Remi, astea în cantoane, deci asta era... Dar totuși stăteam 75% din săptămână împreună, de-aia zic, am stat mai mult cu colegii de cameră, cu Neluțu Mandoca, după aia cu Kramer, cu Nelu Kramer, care și ca la noi, la Steaua, după aia în Germania, ani și ani.